și suntem curioși să știm ce cred studenții la drept despre ce se întâmplă momentan cu modificarea legilor. Tu ce părere ai? Care e modificarea cu care nu ești de acord? Care nu sunt de acord, să mă gândesc. Stai că... putem să reluăm. De altă dată, viitorii magistrați trebuie să rămână apolitici și pentru că e oricum vorba de politică, aici mai bine așa. E vorba de justiție. Da, și în așa, da, mersi. Ok. Mai ies, mai așteptați. Da. Nu comentez, mulțumesc frumos. Sunt niștele examen, vreau să mergi să mă odihnesc. O să comentez mai ales că sunt studentă la drept, deci nu, chiar e ok. Păi tocmai că ești studentă la drept, cum? Nu, cum? Nu vreau să comentez. O să urmez, de exemplu, profesorilor noștri și nu o să comentez deocamdată. Acum nu caut pe cineva, scuze. Bine, mulțumesc. Vai, nu pot să discut despre asta, îmi pare foarte rău. Nu știu. Nu le-ați văzut, n-ați urmărit? Nu. Suntem în sesiune. Eu chiar nu vreau să răspund acum la asta, tocmai am dat un examen și sunt... Mersi frumos. Eu nu am uitat. Exact, fiindcă sunt foarte multe modificări, adică au fost foarte multe propuneri și știu câteva care au fost, dar nu sunt sigur care au fost acum legile. Eu sunt doar anul întâi și încă n-am făcut penalul. Salut, scuze, o scurtă întrebare legată de modificările din sistemul de justiție. Cum ți se pare astea ca viitor magistrat? Nu cred că am competența necesară să mă pronunț în esență asupra acestor chestii, că nu am terminat facultatea, să am un fond al problemei. Nu știu, nu pot să mă pronunț. Ok, nu sunt... Beneficii, unele nu mi se par beneficii.